iar Dacia se fabrică mai nou în Maroc. Asta e, așa funcționează lucrurile în capitalism. Dar am să-mi reprim suspinul naționalist și am să vă spun de noua Dacia marocană. Se numește Logi și o vom putea vedea pe șosele de anul viitor. Varianta nervoasă a automobilului a fost prezentată deja la Paris. Modelul de serie însă este destinat oamenilor care nu sunt disperați după viteză. Acesta este noul model Dacia, varianta de raliu, cei drept. A fost prezentat în Paris și va concura în premieră pe 3 și 4 decembrie în trofeul Andros. La volan va urca fostul pilot de Formula 1, Alain Prost, la fel cum s-a întâmplat și în cazul Dusterului. Modelul de serie este destinat familiștilor. Va avea, în funcție de opțiuni, 5 sau 7 locuri și un portbagaj generos. Logi iese de pe porțile fabricii din Tanger, Maroc, anul viitor și va fi cu 3-4 mii de euro mai ieftin decât principalii concurenți. Chevrolet Orlando, Ford C-Max sau Volkswagen Golf Plus, anunță oficialii Dacia. Prețul va porni de la aproape 13 mii de euro, iar varianta premium va fi vândută cu puțin peste 18 mii. Tot în 2012 iese pe străzi Logan 2, o versiune mai mare și mai bine dotată a actualului model. În vestul Europei, Loganul va fi și hatchback. Anul viitor aduce și o variantă mai mare, MCV, iar Sandero Stepway va fi restilizat. Cele mai importante modificări vor fi aduse motorizărilor. Noile mașini produse la Pitești vor fi echipate cu motoare noi, mai puternice și mai puțin poluante.